În 2008, cred, a fost o tabără muzicală, cred, TV, în care am fost în același juriu cu Anca și atunci a văzut pentru prima dată lăută, lăută barocă pe viu, i-am arătat împreună cu un prieten, am avut invitat un prieten, lutenist, și și-a ascultat, i-am făcut o surpriză, și-a ascultat cântarea aceasta, pentru prima dată cântată la lăută și interpretată și în tonalitatea în care a fost cântată, în sol minor. Atunci glumeam la masă și spunea ea, aș vrea foarte mult să învăț să cânt la lăută. Și am răspuns, să știi că atunci când o să ajungi în ceruri, când ajung unii în ceruri, se împarte în două ceruri și există două feluri de răsplăți. Pentru cei mai buni, li se dăruie o lăută, ceilalți vor primi chitară electrică. A râs și a zis, să știi că într-o bună zi aș vrea să învăț la lăută. Anca tocmai și-a primit lăuta și este în corul cel mare care cântă laudă în, în noiembrie anul acesta împlinesc 30 de ani de când predic Evanghelia la Amvon. și predica din seara aceasta este una dintre cele mai grele pentru că sunt munios este o predică despre mânie și am în gât o mânie și mult, multe întrebări pentru Dumnezeu una dintre întrebări este de ce Anca? Și alte, alte întrebări și alte nume. Am eu o listă specială pentru Dumnezeu pe care eu înaintez tot timpul cu tot felul de năpaste pe care aș vrea să le dea unora și altora și Dumnezeu tot timpul greșește, după părerea mea și în parte unde nu trebuie năpastele. Am o mânie care mă face să tremur tot în momentul când văd o femeie gravidă spulberată pe trecere de pietoni împingea un căruț și copilul este la 20 de metri distanță, ea este prăbușită pe asfalt și când îi se ia alcoolemia șoferului, este beata, abia se poate ține pe picioare. Ieri m-am mâniat, am fost într-un orfelinat. Sunt 80 de copii acolo, un orfelinat internat. 80 de copii și mulți dintre noi să vă imaginați că acei copii sunt copii de rome abandonați. În grupa în care am fost și am văzut alergând, erau doi copii de rom, restul erau blonzi cu ochi albaștri. Am avut mânie când am fost și l-am ridicat pe Noah Cristofor de la maternitate și mi-au spus asistentele de acolo că sunt 24 de copii abandonați în maternitate. Dragii mei, sunt tot felul de mânii care ne fac să spumegăm și acestea sunt mânii bune și sunt mânii proaste. Sunt mânii bune și sunt mânii rele. Nu există la celelalte vicii curvie bună și curvie Rea. Nu există lăcomie bună și lăcomie rea, dar există mânie bună și mânie rea, există mânie dumnezeiască. Haideți să ne ridicăm să citim un text despre mânia lui Dumnezeu, o mânie incontestabil sfântă. Și apoi, după citirea acestui text și alte două texte scurte din Efeseni 4,26 și Iacov 1,20, îl voi ruga pe fratele Beni să ne conducă în rugăciune înainte de această ultimă întâlnire. Este ultima întâlnire din seria aceasta despre virtuți și vicii. Astăzi ultima, viciul între ghilimele, viciul dumnezeiesc, mânia. Romani 1, de la 18 la 21, primul text. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricărei înlegiuire oamenilor care înnăbuș adevărul neregiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămuri de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Amin. Ne rugăm. Doamne, mă gândesc, ce ai simțit atunci când fiul tău a ternat pe lemn, a strigat Eli, Eli, lama sabachtani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit? Dar ce puteai să simți când tu însuți erai acolo, a târnat pe lemn în fiul tău, ca să împace lumea cu tine însuți. Binecuvântăm, Doamne, numele Tău, că ți-ai revărsat mânia asupra Ta, așa cum în Ezechiel, omul în haină de in, care a luat focul dintre roatele herovimilor, în loc să-l arunce peste cetate și l-a turnat în cap. Așa cum Domnul Iisus Hristos a zis, am venit să prind un foc pe pământ și cât de mult doresc să se aprindă focul acesta. Dar focul l-am mistuit pe el, nu pe noi, ca să-l știm pentru pecetuirea noastră. Dar în același timp, Doamne drag, mă gândesc la Domnul Isus cu ștriangul în mână, scoțând afară din templul transformat într-o peșteră de lhari, pe cei care i-au furat slava, i-au călcat-o în picioare, pentru ce? Pentru câștig material, pentru o religie golită de conținut. Doamne, mă îngrozesc când mă gândesc la ziua mâniei și arătării dreptei tale judecăți. Dar în același timp ne bucurăm împreună că de sub mânia ta ne-a mântuit însuși Fiul tău atârnat pe lemn, Cel care a plătit păcatele noastre, Cel care ne-a curățit inimile ca Duhului Dumnezeu să poate veni, să poată alege între mâniile bune și cele rele pe cele sfinte să le întețească pe cele rele să le stingă înainte de apusul Soarelui. Pentru că Scriptura însă spune orice iuțime, orice mânie, orice strigare să piară din mijlocul vostru. Doamne, eu sunt unul care mă rupt cu mâniile mele de multe ori. Am înghit și eu întrebările? dar inima mi se liniștește când ridic ochii de pe mine și îl privesc la tine. Doamne Iisuse, ție -ți datorăm harul că am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu și așteptăm împreună cu firia izbăvirea din această groapă a păcatului, din acest dezastru pe care l-am adus asupra noastră. De aceea binecuvântăm numele Tău și îți mulțumim, Doamne, pentru planul Tău care se va împlini. În numele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Momentul de adineauri n-a fost un omagiu ancăi, ci a fost un omagiu Dumnezeului lui Anca. Ce paradoxală este Scriptura, iată două îndemnuri aparent contradictorii. Mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu și celălalt, al apostolului Pavel, mâniați-vă și nu păcătuiți să nu apună soarele peste mânia voastră. Mânia este ca un pește ud, este ca o sârmă pe care te balansezi și oricând poți să cazi înspre mânia rea, este prea puțin primejdie să cază spre mânia bună, așa ușor, dar este un îndemn la mânie, este o formă de mânie absolut legitimabilă și o formă dumnezeiască de mânie. Este greu să ne izbăvim de una și este foarte greu să ținem frânele și să ne punem în limitele celei de-a doua mânii, mânia dumnezeiască. Eu însumi am fost un om mânios. Mânia este tentantă pentru că este comodă. Trebuie să ai un, un pic de lene intelectuală și lipsă de creativitate să fii mânios. Mânia este soluția ideală pentru punerea copiilor rapid în uh, linie. Una dintre cele mai mari regrete pe care le am acum, după ce am copii mari, este că m-am mâniat adesea și am stricat momente minunate pentru ore întregi după aceea de îmbufnare, în care am uitat și eu și de ce mai suntem supărați, au uitat și copiii de ce trebuie să stea în camera lor cu minți. Am stricat amintiri dulci și frumoase și totul dintr-o prostie. Diavolul a avut câștig din familia noastră de multe ori de pe urma impulsivității și nerăbdării mele. Mi-am găsit la începutul că sunt ce o scuză. A, toți din familia noastră, toți zic, ai lucru ceru, așa suntem, suntem turci, și asta e impulsivitatea naturală, genetica. Cu genetica nu te joci. Ce să facem? Asta suntem, acceptați-ne așa cum suntem. Au strigat toți bărbații din familia noastră. La un moment dat, Naum, fiul nostru, credea că îl cheamă Naum nu. Naum nu. Soția mea, care este un tipos al blândeții, l-a abordat întotdeauna cu blândețe. Știți acum, la 17 ani, cu cine comunică copilul? Cu ea. Nu cu mine. Mânia distruge punțile dintre generații, distruge legăturile vechi, îndepărtează, secționează. Mânia este una dintre cele mai perfide păcate pentru că se produce ex nihilo. Nu-ți trebuie niciun fel de resurse. De exemplu, curvia, trebuie să o pregătești, trebuie să programezi, trebuie să ai resurse, trebuie să planifici, trebuie să, să organizezi întâlniri, trebuie să um, ai secrete, trebuie să programezi. Trebuie să ai o persoană. Nu? sau o imaginație foarte bogată, de ce nu? Lăcomia are nevoie de resurse, ai nevoie de o masă îmbelșugată. La lăcomie chiar imaginația nu te mai ajută foarte mult. Însă mânia? Mânie nu are nevoie de niciun fel de resurse, te poți mânia și singur în pădure. Îți poți strica o zi excelentă mânindu-te din nimic. Te poți mânia o Forma noastră modernă de stimulare a mâniei, conducând. Urcă-te la volan și vei. Deci, volan, volanul ar trebui să se numească uh, or geometru, adică măsurător al mâniei. Urcă un bărbat la volan și imediat îi vei măsura scala de raportare la mânie. Sfătuiesc întotdeauna uh, fetele care doresc să se căsătorească să-și lase viitorul la volan într-o misiune, în microbuz și să călătorească mai mult și vor vedea despre ce este vorba. Mânia este un ax în jurul cărora se învârt celelalte vicii din roata vieții. Mânia te defocalizează, este fără obiect adesea și rămâne ca o stare persistentă. Începe să se coacă, capătă crustă și devine supărare, îmbufnare. O să vedeți cât de mare este evantaiul lexical care descrie mânia. La mânie putem trece foarte ușor granița lexicală, și una dintre deciziile pe care le-am luat împreună cu soția mea la începutul căsniciei este să nu folosim niciodată epitete de genul prostule, nebunule și așa mai departe. În momentul când ești mânios, epitetele vin în cascadă. Și foarte ușor poți trece o graniță a numirilor și nu mai există care de întoarce înapoi și epitetele nasc niște răni care nu se mai închid ani de zile. Dar le putem face în scris? Putem să ne manifestăm mânia în scris. Am șters zeci de mega de e mail regretabile, de comentarii. Cei care îmi citesc blogul au observat că în ultima vreme de vreun ceva de zile am o disciplină impusă asupra comentariilor, nu mai răspund la comentarii pentru că tumosul din mine, mânia din mine și-a dat de foarte multe ori drumul în acest mediu. Sunt clipe de mânie minute de mânie, dar care afectează intervale mari. Poți schimba destine și totul se poate sfârși, Doamne ferește, cu crimă. Mânia nu se desfășoară în timp lung de obicei. Când se coace, devine frustrare, supărare. Mânia în sine, în stare ei naturală, este explozivă, vulcanică, secvențială. Este ca o rupere de nor de vară, ca o furtună care mișcă lucrurile din loc, după care apare liniștea. Mânia nu construiește nimic, șterge, rupe, astupă, inundă, omoară, plouă cu foc și păcioasă. Care este mecanismul de creare a mâniei? Mândria este muniția, impulsivitatea este declanșatorul. Însă este un pic mai complex când le punem aceste două la oraltă, nu reușim să prindem foarte repede focul mâniei, mai trebuie să fie ceva, dacă ne uităm, mai să luăm o mânie bună, mânia Domnului Isus Hristos și o să revin la această mânie. Mândria noastră derivă din conștiința noastră de sine, cine suntem noi și mândria este o calificare a noastră mai presus decât ne califică ceilalți, de asta suntem frustrați că nu ne înțelege lumea genialitatea și inteligența și capacitățile și mândria dispută locul nostru în lume. Dacă suntem conștienți de noi înșine, atunci conștiința aceasta de noi înșine vrea să pună lumea în rânduială. Bineînțeles, cine are soluția pentru cel mai bun mod în care poate exista lumea? Noi. Eu sunt taxis mundi, eu sunt buricul pământului și de la mine pornire judec cum ar trebui să fie lumea îndreptată. Sunt mânios pentru că la tribunal nu se face dreptate, în politică politicienii nu iau deciziile cele mai bune. De unde știm noi care sunt deciziile cele mai bune? Normal, noi știm că urmărim știrile, nu? Deciziile economice sunt proaste, la campionatul de fotbal nu câștigă cine trebuie și suntem mânioși. Avem izbucniri de mânie pentru că lumea este strâmbă în raport cu ce? Cu dreapta noastră socotință. Dreapta noastră socotință derivă din faptul că noi suntem drepți în lume. Și singurii capabili să emită judecări drepte, judecăți drepte. Haideți să ne uităm la o mânie bună. Cel care este conștient de sine și știe pentru ce a venit în lume, spune uh, Ioan, el știa de unde vine și încotro se duce, de aceea i-a iubit pe ei săi și i-a iubit până la capăt. Este singura persoană care a fost cu totul conștientă de sine, de puterile sale, se uită la lume și lumea ar trebui să stea într-un fel, anume... Casa Domnului trebuie să fie o casă de rugăciune. Ce observă Mântuitorul? Casa Domnului a devenit loc de comerț. Toată lumea vedea că acea casa Domnului este loc de comerț. Și cei care făceau comerț, și vânzătorii de porumbei, și preoții, și gărzile templului, toată lumea vedea această realitate. Numai că Domnul se uită la comerț și are o etichetare. Ați făcut din casa Domnului, casa tatălui meu, o peșteră de tâlhari. Lumei strâmbă față de cum ar trebui să fie. Casa Domnului peste o peșteră de har. Ce trebuie să devină casa Domnului? Casa Domnului trebuie să devină din nou ceea ce va fi fost destinată să fie, și anume un loc și o casă de rugăciune. Aici se declanșează explozia. Aici îl vedem pe Domnul luând biciul și manifestându-și orghe, tuteu, mânia lui Dumnezeu. Observați care e mecanismul. Cum stă lumea? Cum ar trebui să stea de fapt? corecția asupra lumii și apoi încercarea de a corecta lumea. Aceasta este o mânie bună, pentru că vine din partea celui bun. Dar ce facem când cunoașterea ne este alterată? Ce facem când perspectivele noastre sunt alterate de păcat? N-am fost conștient la primi copii, dar la Noah Hristofor, iertați-mă că dau atâtea exemple în predici despre el, dar n-am alt exemplu mai bun sub mână, acum că stau și mă uit ore întregi la el. Am observat un lucru foarte interesant, că Noah Cristofor la șase luni și două săptămâni este mânios. De ce? Pentru că lumea nu stă drept așa cum ar trebui să fie. Biberonul sau suzeta nu stau în locul în care trebuie și face... Vreau să vă întreb și l-am învățat. Cine i-a predat acestui copil lecții de mânie? În păcat m-a zămislit mama mea. Și de mic copil, zicem că este pur și nevinovat, de mic copil perspectiva lui asupra lumii este cu totul deformată și va fi nedrept. Va fi nedrept la un an, va fi nedrept la doi ani, va fi nedrept la trei ani și va fi nedrept la șapte ani și va fi nedrept la șaptezeci de ani. Și toți suntem nedrepti față de lume și din perspectiva lui Dumnezeu. În ultimii ani, de vreo șapte ani încoace, motoul vieții mele este următorul. Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Suntem ființa de pe pământ cel mai predispuși la autonșelare. Și un psiholog american spunea că în momentul când omul se rătăcește, este singura ființă de pe pământ care atunci când se rătăcește, aleargă mai repede în loc să se oprească. Mânia este un fel de ax al acestui antimenora, în jurul care se construiesc cele șapte păcate. Dacă vă imaginați mânia central, axul central al menoraului, mândria, păcatele lăundrice, mânia, invidia, avariția, dorințele de hrănirea sinelui și de, a, de, posesiune, vine central mânia, tumusul, și după el vin curvia, lăcomia, și lenevirea. Foarte interesant că grecii au găsit ca în cuvântul epitumia, care înseamnă poftă sexuală, să îl compună din epi, care înseamnă deasupra, peste, și tiumos, care este cuvântul pentru mânie. Și verbul meu înseamnă a pofti, a dori cu nesați ceva. acea poftă în care nu te poți opri, pofta care îți lasă gura apă, pofta în care uh, o simți că te mistui, este un foc lăuntric care nu te lasă în pace. Tumosul la Platon este tocmai acest impuls, impulsivitate, care hrănește energia soldaților. Fac o paranteză. În vreme din urmă, stând de vorbă cu un student, mi-am adus aminte de o metaforă pe care am folosit-o în legătură cu diferențele dintre mine și soția mea, diferențe, slavă Domnului, foarte mari. Și mărturisesc că în ultimul timp am început să mă bucur că îmbătrânesc, trăiesc celebrând bătrânețea, o aștept pentru că bătrânețea aduce odată cu sine, aduce o anumită domesticire naturală. Am început să-mi găsesc pacea. Sunt mai multe feluri de oameni, eu am identificat șapte feluri de oameni în raport cu mâniile, Primul fel din care sunt eu, sunt oamenii cascadă, uh, care fac vâltori, căderi de apă devastatoare, uneori spectaculos, dar devastator. În cascadă nu prea crește mare lucru. Sunt oameni picuri de ploaie, care sunt prezenții și colo discret, hrănesc în jurul lor. Unii sunt cicălitori precum picuri de ploaie, alții uh, discreți precum picuri de ploaie, alții devin... Uh, Ploaie de binecuvântări, unii sunt uh, grindină sau ploaie cu gheață. Al treilea tip de oameni, cum este soția mea, sunt lacuri adânci de munte, profunde. Uneori cascadele se revarsă în aceste lacuri de munte și dacă lacurile de munte sunt deschise, atunci apa se păstrează curată. Patru, sunt și lacuri închise, bălțile, oamenii bălți, prinde mormoloți și broaște. Mult zgomot pentru nimic și foarte multă putoare și deranj. Aceștia sunt oamenii egoiști, lacurile închise. Și când lacul este închis, se face mătasea broaștei. Și cred că ați observat astfel de lacuri. Nu mă refer acum la oameni, dar experiența poate fi asimilată. Sunt oameni în râuri cu lungi, hrănind câmpii și generând viață. Sunt oameni fluvii, curgând liniștit, bătrânește, patriarhal, care hrănesc popoare și națiuni. Și sunt geniile, mări și oceane, fascinanți, imprevizibili, nepuizabili, genial. Mânia ca orice alt viciu s-a născut din firea mea pământească, care am moștenit-o în generație în generație și a generat tot felul de turbioane, furtuni, cascade. Pacea pentru mine a venit din afară, nu dinăuntru și decizia aceasta vreau să nu mai fiu mânios, Vreau să mă liniștesc, este și aș vrea de la începutul acestui mesaj să vă descurajez pe cei care credeți că vă puteți stăpâni mânia singuri sau vă puteți disciplina. Este atât de puternic impulsul, este atât de multă muniție, este atât de greu de controlat, este atât de greu de stăpânit această, această vâltoare de apă care stă sub un baraj fragil, încât nu v-aș sfătui să încercați de unii singuri să vă stăpâniți mâniile. Este totuși o alegere. Ne găsim scuze și spunem, ăsta sunt, este natura mea, dar vrea să ne balansăm în echilibru între decizia personală de a nu mai fi mânios și lucrarea Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt care este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, învârnarea poftelor și așa mai departe. Emit următoarea ipoteze de la bun început, că orice om nervos și mânios are probleme în a reclama faptul că este locuit de Duhului Dumnezeu și că Isus este în inima sa. Vreau să ne uităm rapid prin scripturi. Sunt doi termeni în limba greacă în Noul Testament și în Septuaginta care vorbesc despre mânie. Unul este tiumos, uh, impulsivitatea și celălalt este orge, mânia nu întotdeauna, dar de obicei, orghetul te ui, vorbește despre mânia lui Dumnezeu. Tumos are o conotație mai degrabă negativă, nu întotdeauna, dar mai degrabă negativă și se referă la mânia oamenilor. Dacă facem un survol prin Vechiul Testament și prin Noul Testament, găsim ceva de genul următor. Prima mânie consemnată este a lui Cain. Spune Scriptura să a mâniat și s-a posomorât fața din gen, Geneza 4. Apoi Esau a fost mânios, Iacov se mânie pe Rahela și pe Laban, fiii lui se mânie pe Sihem și ucid, apoi mai târziu în binecuvântarea finală Iacov le va blestema mânia. Vezi în Geneza 49 7. Potifar se mânie, Faraon se mânie, din Exod Domnul începe să se mânie și se mânie pe Moise, Moise se mânie pe popor în Exod 16 cu 20, din acest moment în Pentateu apare tot mai des expresia mânia lui Dumnezeu, mânie care în numeri dă Pustire, șerpi înfocați, focul din numeri 16 și numeri 25. Mânia lui Dumnezeu nu-L iartă nici pe Moise, mâniosul, și din mânia lui Moise, Domnul îi interzice intrarea în țară. De fapt, toată cartea de deuteronom, dacă vă uitați prin ea, este parcă toată lumea se mânie pe toată lumea. Dumnezeu pe popor, Moise pe popor, poporul pe Moise, poporul pe Dumnezeu, Dumnezeu înapoi pe popor și este o intersectare a mâniilor lui Dumnezeu și a omului. În cartea judecătorilor apare din nou mânia lui Dumnezeu împletită cu mânia oamenilor. În Cartea Împăraților aflăm de un Saul mânios care i-a distrus cariera și nu numai întreaga viață, a ajuns aproape de posesiune demonică, dar nici David nu scapă. David este tumotic. În momentul când se duce și păcătuiește cu Baceba, este tumosul care îl mânie și urmează instinctele violente și nici pe patul de moarte nu se abține să nu-i spună lui Solomon, auzi, este unul și mei. Eu am promis că dar ai grijă să nu cumva să îi intre perii albi Neînroșiți în mormânt. În 1 împărat, 8 cu 4, 6, la invocarea Domnului peste Templu, Solomon amintește că acel loc va fi un loc de mediere în fața mâniei lui Dumnezeu. În 1 cronici 13 cu 11, aflăm că David se mânie pe Domnul că, pun între, între ghilimele, n-a procedat corect. A făcut o spărtură în Israel și se mânie pe Dumnezeu. În 2 cronici: se abate mânia Domnului despre, de, de peste roboam pentru că se pocăiește și foarte interesant în 2 Cronici 28 cu 13 o expresie care revine tot mai mult în profeții. Și foarte interesantă ce imagine începe să creeze. Mânia Domnului se varsă, dar nu este ca o revărsare de apă, se varsă ca un foc, ca o lavă aprinsă și nu se stinge. Este o ploaie de foc, o revărsare de vâlvătaie. În psalmi, psalmi didactici, în îndemnuri și vești bune. Spre exemplu, se spune în 79, Psalm 79 cu 5 că mânia Domnului este ca focul, nu iartă nimic, dar avem și ceva vești bune. Psalmul uh, 30 cu 5 spune, seara vine plânsul și dimineața veselia și mânia Domnului se oprește. În psalmii de înțelepciune avem îndemnuri ca acestea. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra că supărarea duce numai la rău. Eclesiast continuă. Nu te grăbi să te mâini în sufletul tău, că locuiește în sânul nebunilor. Isaia, după modelul ondulatoriu pe care l-am obișnuit, se ridică pe culmile promisiunii după aceea în cele mai adânci disperări, iar pe culmile promisiunii în cele mai adânci disperări spune cam așa, vestește îndurarea Domnului alături de mânia sa, iar Eremia continuă ideile din Isaia. Tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc, să se aprindă fără să se poate stinge din pricina răutății faptelor voastre și continuă Eremia acest tipar. În profeții mici găsim un mânios interesant, unul dintre cei mai uh, tipici mânioși, Iona, Știți că în momentul când se duce să vestească Evanghelia, că e Evanghelia aceea, veste bună, să dea veste bună nivitenilor, se ducă că își și spune, Domnul se va îndura, Domnul se va îndura de voi, nenorociților. Domnul se va îndura, Domnul se va îndura de voi, nenorociților. Și după aceea stă, vestește Evanghelia, stă și se uită să nu piardă spectacolul. Își face popcorn, stă și așteaptă. Și Dumnezeu nimic. Domne, hai, Începi. Focuri de artificii. Am auzit de Sodoma și Gomora, te rog, repetă, vreau să văd pe viu. Dumnezeu nu-i oferă spectacolul, dar Dumnezeu i-a zis lui Iona și Dumnezeu ca un bunic care stă și se uită la și zice, Iona, bine faci tu că te mâni din pricina curcubetelui, nici nu l-ai plantat, nici nu l-ai udat, prin minune ți-a adus umbră. Știi ce răspunde Iona? Bine facă mă mâni și o să mănânc în continuare. Mm. Ăsta e mâniosul. Știți, patristica, o să vedem, patristica vorbește de o plăcere de a rămâne în mânie. Este o satisfacție. Deci vrei să fii mânios și vrei să vadă toată lumea. N-are niciun rost. Dacă nu vede soția că ești nervos, te așezi. Și gemi. Iar, iar nu i atentă că -aude vas, se aud zgomot de vase, fierbe fasolea. Mm! Din nou, merge aspiratorul. Mm! Să știe că ești nervos. Ce rost are mânie fără spectatori. Și după ce știe că ești nervos, ai grijă să fie durabilă, să știe toată casa, dacă știe numai soția, nu, e. este o plăcere, Ei, aici Iona este spectaculos, sunt plăcerea asta de a rămâne în mânie. Cefania vorbește despre o zi a mâniei Domnului și ne proiectează înspre Apocalipsa. Și în Noul Testament avem câteva mânii antologice. Irod se mânie pe magi. Irod se mânie prin nevinovat prunc. Uitați-vă, obiect de mânie, pe un prunc de nici sub 2 ani. Ucenicii se mânie unii pe alții. Această pictură a ucenicilor în pururea păcăciune și seninătate, popat îmbrățișa piața independenței unii cu celălalt, este nimic mai fals. Aveau și ei fire pământească, ciudă unii pe alții, erau un ciudat pe fiul lui Zebedei că în pietatea și erau mânioși unul pe celălalt. Dar chiar și Domnul se mânie pe ucenici. Iisus e mânii pe ucenicii care îndepărtează copiii. Citiți Marcu 10 cu 14. Chiar și apostolul iubirii vorbește despre mânia lui Dumnezeu. Cine crede în fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el. Iar romani este epistola în care apare recurent expresia mânia lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu de aici am și citit. Mânia lui Dumnezeu se descoperă pe de omului, este cumva Dumnezeu nedrept când își dezlănțuie mânia? Răspunsul retoric este nu, Roman 3 cu 5. Prin sângele lui Isus suntem mântuiți de mânia lui Dumnezeu. Iată răspunsul la întrebările profetice, Roman 5 cu 9, Roman 9 cu 22. Ne spune de ce anume a ținut Dumnezeu să-și descopere mânia de-a lungul veacurilor. Și Roman 12 cu 19 arată spre mânia compensatoare a lui Dumnezeu. Să nu ne răzbunăm, lăsați mânia lui Dumnezeu și atenție aici, încă funcționabilă, încă în regulă, mânia lui Dumnezeu care se va manifesta. Această perspectivă evanghelică marcionistă, în care avem un Dumnezeu mânios în Vechiul Testament și unul relaxat, bun, blând în Noul Testament. Unu, un Dumnezeu foarte nervos și o imagine deranjantă. Știți? Noi tot încercăm să-i găsim scuze lui Dumnezeu. Păi Dumnezeu, spun prietenii mei atei, și Dumnezeu i-a fost nedrept, a fost foarte... uite cât a necat în sânge Vechiul Testament... Și noi venim, e, dar și s-au schimbat lucrurile. E har. Deci, acum avem un Dumnezeu blând, iubitor, bun, un Cristos bombon un Hristos plăcut, un Hristos care îți deschide brațele, care, da? Pe dragii mei, înseamnă că nu prea ați citit Noul Testament. Înseamnă că ceea ce citiți sunt niște semne de ale de carte cu Isus așa plecat cu capul pe o parte și care bate la ușă, milog. Iată ce spune scriptura despre uh, Domnul Dumnezeu tatăl și fiul. Balaurul se mânie pe femeie în Apocalipsa 12, dar Apocalipsa se sfârșește cu mânia, știți cum se spune? Mânia mielului. Avem un miel turbat de mânie. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, că jmânia lui este gata să se aprindă. Ferici de toți cei ce se încred în ei, ne spune Psalmul 2 cu 12. Nu vi se pare că e cam multă mânie? Avem un Dumnezeu mânios? Avem un Hristos mânios? Avem un Duh Sfânt care se poate întrista, să nu întristați Duhul lui Dumnezeu? Fiind creați după chipul său, suntem programați pentru mânie. Mânia, la fel ca orice alt viciu pe care l-am discutat, este în Eden, sau mai bine zis, trebuia să fie în Eden, după cum vedem, și a fost viciul ratat, din păcate. Într-un spectru care se deplasează de la Sfințenia lui Dumnezeu, mânia omului, pervertită, trebuia să fie în Eden, n-a fost am căzut în păcat, s a pervertit acea sămânță a mâniei bune care ar fi trebuit să fie și mânia devine singurul viciu care se poate transforma într-o calitate, în virtute, fără a-i adopta opusul și anume blândețea. Mânia în perioada patristică, și aici e foarte interesant apropo de mânia ratată din Eden, Patima, citesc din Larșe, patologia bolilor spirituale, patima mâniei, orghe, pornește din puterea irascibilă a sufletului, tumos, și cuprinde toate manifestările patologice ale agresivității. Inițialmente, tumosul, irascibilitatea, i-a fost dată omului pentru a lupta împotriva ispititorului și atât. Avea un singur dușman și trebuia să fie violent cu el. Fiind partea creației perfecte, mânios Adam, după chipul lui Dumnezeu, mânios, că Dumnezeu este același. Credeți că, credeți că Dumnezeu s-a schimbat? Fac o paranteză. Credeți că Dumnezeu s-a schimbat? Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Deci Dumnezeu a fost mânios înainte de a crea, așa? Nu e așa? Pe păi atunci n-a mai fost Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu s-a scărpinat după cap și zice, o, aleo, ce prostie am făcut, am creat oamenii ăștia, mi-am făcut de lucru cu ei. Și acum să mă mâni pe ei și să mă mâni pe creație. Nu, Dumnezeu este același ieri, azi și în veci și calitățile lui eterne rămân aceleași din eternitate. Așa că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea lui. Și l-a creat pe Adam cu orghe, cu mânie și cu tumos, cu irascibilitate. Dar, Adam, perplex în fața frumuseții lui Eva, absolut anesteziat, cu ochii cruciși, să-și să uită la Eva și tot ce-i servește Eva, ascultă. Este ca cel hipnotizat cu pendulul. Știți ce ar fi trebuit să facă Adam atunci când i-a fost servit? Asta. să se enerveze. Problema lui Adam este că nu s-a enervat. Ar fi trebuit să se enerveze pe șarpe. Și zice, măi, femeie, fii serioasă. asta. ăsta? Șarpele. Și să-l fugărească cu o bâtă. Să fie nervos. Problema lui Adam este că a avut un tiumos ratat. Un orghe ratat a păcătuit prin faptul că s-a îmblânzit prea ușor, s-a emasculat. În loc să fie irascibil și mânios, s-a efeminat, n-a avut adrenalină destulă, s-a înmuiat și s-a lăsat dus. Exact cum pui belciugul în nasul boului, așa s-a și dus Adam târât de pofta lui. Pentru Eva, pentru măr, ce-o fi fost, că nu-i măr în text, este un fruct, nu este măr, măr este în imageria noastră tradițională. Cu alte cuvinte, n-a starea lui sufletească n-a fost în planton. Această observație este făcută de părinții bisericii și spun că ce a pierdut Adam atunci a fost alerta, privegherea, trevzia. N-a avut nerv, dar nerv în sensul bun. N-a avut, cum spun americanii, gați, Să fie pe fază. Citez, tot din Larche. Mânia care sporește și întărește agresivitatea rea necuvenită din același timp la slăbirea agresivității virtuoase a sufletului, dată omului pentru a lupta împotriva păcatului. Puterea sufletului nu se exercită în războiul duhovnicesc fiind aproape paralizată. Sufletul devine neputincios și tot ce face spre îndreptarea lui face cu multă trudă. Toate aceste consecințe patologice sunt catastrofale pentru om, pentru că în fond mânia duce la moarte sufletească. Ea alungă din suflet virtuțile și mai întâi de toate stinge iubirea. Încetând să îndrepte, potrivit menirii lui firești, spre omorârea gândurilor trupești, ea strică gândurile cele bune din noi. Lipsi de virtuți, sufletul cade pradă mulțimii patimilor, mai ales tristeții, achediei, fricii și mândriei. Deci, există o doză de agresivitate necesară. Apostolul Pavel spune: Noi ne luptăm. Nu ca unii care ne luptăm în vânt. Noi ne luptăm împotriva duhurilor, ne luptăm până la sânge împotriva păcatului. Dragii mei, astea sunt imagini violente, efeseni. Acest mic tratat eclesiologic se sfârșește printr-o imagine a luptei, o întreagă panoplie care este pusă la dispoziția credinciosului și îndemnul este la luptă, la luptă duhovnicească. Părerea mea este că noi evanghelicii cultivăm un creștinism mult prea blând. Mult prea îmblânzit, mult prea defensiv, lipsit de nervul pe care trebuie să-l ai în împotrivirea, împotriva ispititorului, lupta împotriva păcatului, agresivitatea necesară și bună. Alte patru observații din perioada patristică. Următoarea observație este aceasta. Este un soi de plăcere, spune Ioan Gură de Aur, este un soi de plăcere pe care îl are omul și îl face să stăruie. Chiar dacă întrevede consecințele mâniei lui, stăruie din pricina acelei plăceri sufletești. Plăcerea aceea întreține mânia însoțită de dulcea dorință a răzbunării. Ți-a expresia asta? Dulce răzbunare. De ce? Este o stare catarhică. Simți că s-a făcut. S-a făcut dreptate. În sfârșit. Stâlpul infamiei. A doua observație. Mânia este înrudită cu nebunia. Vasile cel Mare spune, că stimul mâniei nu sunt cuvintele rele ale celuilalt, ci mândria din noi și mândria aceasta ne duce la nebunie. Tot Vasile cel Mare spune că mânie este o nebunie scurtă, citând anticii, păgâni, este, și cel lovit de mânie este nebun pentru o clipă. Mânia afectează rațiunea, o anulează, subliniază Grigorie cel Mare, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigorie din Azians, Proporțiile sunt exagerate, notează ei. Totul este hiperbolizat. Când ești la mânie, toate lucrurile care stimulente îți se par extrem de mari și consecințele mâniei tale îți se par mici. Efectele. Ești la volan, te enervează cineva. Vine cu mașina spre tine. Te enervează. Și vine din nou spre tine. Și într-o clipă de nebunie faci și tu cu volanul. Dreapta. Fără a calcula efectele dezastruoase ale unui asemenea gest. Ți se pare exagerat gestul lui și ți se pare minusculă consecința unui accident în lanț. Apoi o altă temă este ținerea de mintea răului, auto-înveninarea. Sunt oameni care își păstrează mânia și se otrăvesc, precum se otrăvește scorpionul cu venin. Sunt oameni care sunt bolnavi de frustrare, de mânie. Am cunoscut o persoană în Oradea, în anii 90, 96, 97, procesoman. Dragii mei, atât de mult l-a afectat starea aceasta sufletească de mânie permanentă, încât îl vedeam prin oraș, abia mergea, cam așa. Știam unde sunt dreaptă. La tribunal. Era în proces cu toată lumea, rude, vecini, și la un moment dat a epuizat procesele și a zis, a cunoscuților, apropiaților. Dacă aveți vreun proces, mă duc eu cu dosarul. A început să se hrănească de acolo. L-a distrus efectiv, fizic, biologic, starea aceasta de mânie, dar nu se putea opri. Este ca un drog din care te hrănești. Tipuri de mânie. Avem o adevărată tumotecă. Mânia, așa cum am stabilit, este relaționabilă la perspectivă. În noi se ciocnesc cele două perspective, perspectiva noastră corectă, lumea trebuie îndreptată și perspectiva celorlalți, lumea este strâmbă, noi trebuie să corectăm inclusiv perspectiva celor de ce ne certăm cu ceilalți? De unde provine cearta? Soția mea nu are perspectiva corectă despre lume și viață. Cine o are? Eu. De aceea ne certăm. Cine stabilește cum trebuie aranjate și că trebuie să coste draperiile în casă? În dialog, tensionat și în certuri, stabilim de comun acord care este cea mai bună perspectivă asupra draperiilor din casa noastră. Câte feluri de mânite macină? Ne mâniem uneori dumnezeiește când vedem nedreptatea. Este mânia care ne gâtuie neputincioși. Ne mâniem pe noi înșine din complex pentru lucrurile pe care le-am făcut, pe care nu le-am realizat. Ne irităm, ne enervăm, ne agităm, pufnim, pufăim, scrâșnim, răcnim devastator în plină luptă, mognim, izbucnim, ne supărăm, ne înfuriem, ne înciudăm, ne necăjim, ne deranjăm, ne ofensăm, ne întristăm, ne amărâm, ne burzuluim, ne șucărim, ne mâhnim și ne zborșim. Observați că toate sunt reflexive, Îți faci injecția singur cu venin. Toate aceste cuvinte în limba română sunt re reflexive. Și iată expresii. A fi iute la mânie, a fi cuprins de furie, furia este tot asemănată cu un voc și mi se pare interesantă expresia ați ieșit din fire, ați ieșit de pe linie, ați ieșit din limite, sau a fierbe de mânie. Ne putem enerva ca... Moise, precum Cain, ca și mei, ca Iosif, ca Pavel pe Galateni, în foarte multe feluri, găsim că ne putem mânia. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Haideți să vedem două mânii din Scriptură. Mânia omului, mânia omului împotriva lui Dumnezeu, o mânie apreciată de Domnul. Cazul Iov. După ce citești Iov, rămâi tulburat. Este o carte întreagă în care avem tratată problema suferinței, dar lipsește răspunsul. Dar găsim acolo ceva foarte interesant. Iov 13 cu Ascultați, vă rog, apărarea mea și luați aminte la răspunsul buzelor mele. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Ce interesant reproș. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să-l apărați? Vreți să țineți cu el și să faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Dacă vă va cerceta el, va găsi bine oare lucrul acesta? Cei care au citit cartea Iov, ce răspuns este la întrebarea asta? A găsit Domnul de bine? Nu. N-a găsit de bine, că i-au luat apărarea. El vă va osindi, dacă în ascuns nu lucrați decât părtinindu pe el. Nu vă înfricoșează măreția lui și nu cade groaza lui peste voi. Părerile voastre sunt păreri de cenușă. teritoriile voastre sunt întărituri de lut. Nu e așa că e ciudat textul. Vedeți care e problema? Să adună acești prieteni al lui Iov, încep să-l lingușească pe Dumnezeu, și neagă o realitate care este evidentă și o știm din carte. Dumnezeu este nedrept din perspectiva omenească, este nedrept față de Iov. Iov îndreaptă pumnul în sus și se ceartă cu Dumnezeu, își ceartă prietenii și spune Scriptura, Domnul a cercetat și a văzut că nu este bine ce făceau prietenii lui Iov. Doamne, fă dreptate în fața vrășmașului, strigă Iov, plin de ciudă. În urmă cu ani de zile m-a întrebat cineva în biroul pastoral. Pastore, spunem, de ce suferă atât? De ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? Cum puteți să-mi spuneți că este bun? I-am răspuns, n-am spus că este bun. N-am spus nimic. Dar am o întrebare. Pe el, pe el direct l a întrebat. Cum să-l întreb? Exact așa cum întrebați pe mine. Cum de te numești Dumnezeu bun dacă mă faci să sufăr atât? Cum de îngădui așa ceva? De ce ești un Dumnezeu așa, 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 Păi, pot să-i spun așa direct? Pe păi, ce mai aveți de pierdut? Dar dacă mă bate, mai rău ca pe Iov? Pe Iov a încetat să-l bată după ce s-a răstit la Dumnezeu. Eu zic să încercați și dumneavoastră la fel. Nu așa spune cântarea noastră. E obrazul tău scăldat de lacrimi. De ți teamă că furtuna vine, spune-i lui Isus spunei lui Isus. Noi disprețuim pe frații și lingușim pe Domnul, la fel ca prietenul lui Iov. Domnul nu are nevoie de laude gratuite, dragii mei, dintr-o gură mincinoasă, din aceeași gură care izvorăște și apa curată și blestemul lui. Este regele regilor și domnul domnilor. n are nevoie Dumnezeu de clowni care se i aducă laude. Pentru ce n-ați vorbit așa de, de bine despre mine cum a vorbit omul meu Iov? Ce ar fi să vin înaintea Domnului cu această rugăciune? Am scris în urmă cu ceva timp o rugăciune de felul acesta. Era un an greu pentru noi, soția a primit un diagnostic cumplit, în 2008 a fost suspectă de cancer ovarian și atunci am venit înaintea Domnului când toți medicii ne sfătuiau unii una, alții alta. Și am venit în felul următor înaintea Dumnezeu și am scris această rugăciune. S-ar putea să nu am perspectiva ta, Doamne. Nu este corect și nu este drept, dar luminează-mă Tu. Nu vreau să-mi anulez simțul dreptății și nici inteligența și știu că nici ție nu-ți place să ai în fața o mămâie programată să te laude în orice situație. Nu-mi convine ce faci? Pur și simplu, uite, am spus-o. Îmi pare rău că te iau prin surprindere și nu vin întotdeauna cu laude înaintea ta, dar știu că nici ție nu-ți plac laudele previzibile. Nu vreau să te plictisesc, Doamne, cu lucrurile pe care le știi despre tine. Ești mare, ești tare, etc. Mai poți asculta niște lucruri din acestea pe care oricum le știi despre mine, dar pe care nu le poți accepta, Doamne, lasă-ne pe noi să ne judecăm faptele. Lasă-mă să spun despre mine, dar lasă-mă să spun despre ea. Și el îmi spune. Și așa mi-a răspuns. Și am scris ce mi-a răspuns Domnul. Știu, dragul meu, că nu ai toată perspectiva, că nu ai toată cunoașterea, dar vreau să țin cont de părerea ta. Mă interesează foarte mult dialogul cu tine, pui de țărână, fiul meu. Eu am ales să te pun pe masă, oaie cu scaieți, și să te fac rege. Și te las să spui, ești o oaie vorbitoare, vrei să ne luptăm? Știi că tocmai asta mi-a plăcut la Iacov Israel? Ne-am distrat o noapte întreagă. E adevărat, fiule, nu-mi plac lingăii, momâile. Iubesc tăiați în, tăiați în cu inima, dar nu pe cei care sunt emasculați sentimental. Atunci, din nou, strigăm la Domnul. De ce, Doamne? De ce? Și primim răspunsul, pentru că eu sunt suveran și în suveranitatea mea te iubesc. Un rege care te iubește? Dragii mei, noi nu avem idee ce înseamnă monarhia absolută. Dacă înțelegem monarhia absolută și apoi înțelegem că regele se apropie, acest rege care are dreptul să se mânie, acest rege păstor care are dreptul să intre în turma lui, să ia de gât oaia și să-i taie gâtlejul și să o aducă ca jerfă, acest rege împărat preot, păstor, este Dumnezeul nostru. Noi suntem baptiști și ce practicăm noi este o relație directă, nemediată, nemijlocită cu El. Dar unde am dus acest tip de relație, dragii mei? Avem expresii standard, rugăciuni care sună mai tot timpul la fel, rugăciuni previzibile. Vreau să vă întreb la ora de rugăciune, când ați auzit ultima dată o rugăciune de felul ăsta? Doamne, m-ai lovit, nu-mi place! Dacă ai fi aici, te-aș întreba și ți-aș spune în față, nu-mi place ce faci, dar privesc ca un rob la mâna stăpânului. Amin. Când ați mai auzit rugăciuni care să spună ceea ce gândim de fapt, cu adevărat? De când nu ți-ai mai strigat lacrimile și necazurile înaintea lui? Uneori cred că Dumnezeu își rug dorește rugăciuni din partea unor enoriași mai mânioși un pic decât suntem noi. Trăim într-o lume a formulelor, a expresiilor fixe, a rugăciunilor prefabricate, îi condamnăm pe unii ca au rugăciuni scrise, dar noi, dacă ne, vă uitați la noi, avem rugăciuni învățate pe de rost. În loc să ne inspirăm din cuvintele Sfintelor Scripturi. Dragii mei, noi suntem sfinți prin credință ca Avram, să negociem ca Avram cu Dumnezeu. Noi suntem regi ca David, să vorbim ca niște regi cu Dumnezeu regele. Noi suntem călători ca Moise pe munte, atunci ca moi să ne apropiem de Dumnezeu. Noi suntem oameni ca Iov. Să ne revoltăm și să avem curajul lui Iov. Oare Dumnezeu nu are altă treabă decât să piardă vremea cu Avram, cu Moise, cu David, cu Iov? Îi vorbești lui, regile regilor și domnul domnilor. Știți sfârșitul cărții Iov și cum domnul l-a reabilitat pe Iov? Dureros. Pot fi înlocuiți copiii? Nici de cum. Averea poate fi înlocuită. Eu va rămas cu rănile și cicatricele de pe urma cancerului de piele sau psoriaze ce va fi avut. Dar știți ce e cel mai minunat lucru în carte Iov? Că stă pe grămada aia de gunoi. Miroasă cumplit. Trupul lui miroasă mai tare decât groapa de gunoi. Stă acolo, se scarpină și după ce primește cele 70 de întrebări de la Dumnezeu, se oprește din scarpina și spune, Doamne, îți mulțumesc nu că ești bun, nu că ești blând, nu că ești generos, nu că ești deruitor. Doamne, îți mulțumesc că ești. Și-l vezi pe Iov că ar fi rămas acolo. Și ar fi continuat să facă teologie scărpinându-se cu sticla. Și ar fi continuat să stea acolo în continuare la dialog cu Dumnezeu pentru simplu hatâr că Dumnezeu îi vorbește. Asta mi se pare o culme a spiritualității. Și când spunem neprihănitul Iov, văd în acest munte, acest Everest al spiritualității, acel om de pe grămada de gunoi nerăsplătit încă, înainte de a fi primit totul înapoi, eu în toată măreția lui nu este eu reabilitat și reîmbrăcat și cu cicatricile închise. Eu în toată măreția lui este eu care spune, Doamne, îți mulțumesc, unu, că ești fără nume predicativ. Nu mă mai interesează numele predicativ. Blând, bun, măreț și așa mai departe. Îți mulțumesc că ești doi. Doamne, îți mulțumesc că stai de vorbă cu mine. La un moment dat a făcut o rugăciune riscantă. O răgăcină nebunească. Am spus-o anul trecut, tot înainte de noastră. Doamne, și dacă ar fi să mă trimiți în iad, că ai destule motive, îți mulțumesc că te-am cunoscut pe pământ. Și vreau un singur dată să te mai văd față în față la Marea Judecată. Și dacă la Marea Judecată mă vei pune la stânga și mă vei considera capră, îmi va ajunge acel moment al întâlnirii față în față cu suveranitatea ta și asta mi-e de ajuns, să te contemplu o clipă și să-mi spui, pleacă dinaintea ochilor mei, clipa aceea îmi va răsplăti orice altă bucurie mai mare pe pământ. Dragii mei, când îl cunoști pe Dumnezeu, o clipă cu El, chiar dacă ești vinovat la marea judecată, este mai mult și mai mare bucurie decât orice altă bucurie de pe pământ. Dumnezeu este și Dumnezeu este de vorbă cu noi. Mânia lui Dumnezeu și mânia lui Hristos, cel blând și smerit cu inima, cu biciul în mână. Avem un Dumnezeu nervos, un Dumnezeu mânios și surprinzător de scris în cărțile sale. Citesc cartea profetului Amos și acolo ce găsesc? Sunt surprins de imagini pe care le găsesc profeții minori. În loc ca Hristosul nostru să fie blândocil, Ascultător, un idolaș simpatic, ușor de manipulat, Doamne, tu stai acolo, Nicoană, venim noi când avem treabă cu tine, te arestăm din nou și te lăsăm acolo. E, ne surprinde faptul că profeții nu descriu un Eu-Demon. Eu-Demonul este ca cel din povestea lui Aladin, Freci lampa, apare, îți împlinești dorința, îl închizi la loc în lampă, freci lampa, apare. Când frecăm noi lampa? Examen. Călăuzire în căsătorie. Avem o problemă cu banca. Frecăm lampa vine Domnul, rezolvă problema din confort în confort spre victoria finală care este raiul. Nu asta spun toți infractorii aceștia spirituali, că trebuie să fim întotdeauna sănătoși, bine mersi și, de ce nu, cu portofelele pline. Spiritualitatea neoprotestantă, din păcate, s-a sărăcit prin predicarea într-o proporție inversă a proporțiilor în care se află Noul Testament cu Vechiul Testament. În predicările noastre, dacă faceți o statistică, avem în, din cele 52 de duminici ale anului, și avem cărțile din scripturi, în proporție în care sunt cu Vechiul Testament și Noul Testament, din cele 52 de duminici predicăm în majoritatea dintre ele din Noul Testament. Prea puțin din Vechiul Testament. Haideți să vedem ce spune Amos. Răcnește leul în pădure dacă nu are pradă, zbiară puiul de leu din fundul viziunii dacă n-a prins nimic. Nu, Domnul nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi. Leul răcnește. Cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește. Cine nu va proroci? Osea 5 cu 14. Va fi un leu pentru Efraim și un pui de leu pentru casa lui Iuda. Eu da. Eu voi sfâșia. Și -a voi voi pleca. Voi lua și nimeni nu-mi va răpi prada. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Aici Dumnezeu este deschis ca un leu care răpește, își răpește prada. Ați încercat vreodată? Nu am încercat. Proastă experiență. Ați încercat. Aveam un cățel auriu, superb, azor. Și împreună cu soarea mea am dat o bucată de mămăligă și apoi în mintea noastră de copii am încercat să-i o luăm. Ați încercat să vă jucați așa cum precum copii. Ia încercat să sta cu leu. Ce spune Domnul este, eu sunt un leu care odată ce am avut prada în dinți, nu mai las din mână. Dar urmează alte două imagini mai șocante. Osea 5 cu 12. Dumnezeu ca molie și ca o carie dentară. Molia când a intrat în haine, nu se mai oprește. Trebuie să arzi hainele. Iar carie dentară odată ce începe, nu mai poate fi stopată ușor ca o putreziciune a dinților pentru casa lui Iuda. Nu e așa că sunt șocante aceste imagini? Leu care nu-și lasă prada, molie și care e dentară pentru Dumnezeu? Pe Dumnezeu și-a ales metaforele, de ce îi le luați? El și-a ales și ragul pe care îl arșează la gât cu toate metaforele sale și lăsați el pe Dumnezeu să fie Dumnezeul tuturor imaginilor pe care și-a și l-a și ales. O, oh, da, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a pus ghearele de leu pe ea și nu o lasă și face tot ce vrea. Oare nu pentru acest fel de Dumnezeu ne sfătuiește Pavel în Filipeni 2 cu 12, astfel despre iubisul după cum totdeauna ați fost ascultători? Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Ideea asta, neroadă, cu versetele de aur ale Scripturii, este o idee păguboasă. Scriptura nu are nici versete de aur, nici versete cheie, nici versete de platină, nici versete din argilă sau versete din scoarță de copac. Același apostol ne învață, toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și scriptura aceasta ne vorbește despre un Dumnezeu care este dragoste, da, mi se spune, dar este de trei ori sfânt de asemenea. Eu sunt iconoclast, nu mă închin la icoane, dar am vreo două prin casă. Și am o imagine preferată, este de fapt din secolul 6, la mănăstirea muntelui Sinai, aș vrea să arătăm imaginea întreagă, dacă se poate. Este o imagine arhicunoscută. Apare pe, este Iisus Pantocratorul, a tot susținătorul lumii, Iisus victorios. Și imaginea asta are o particularitate pe care mi-a arătat-o un prieten. Este absolut genialismă în felul în care este descris, În primul rând îmi plac foarte mult culorile, felul în care este pictată, dar este, are ceva secret, ceva genial. Uh, să arătăm prima imagine, jumătate, prima jumătate. Observați un Iisus trist supărat? Dacă vă uitați la jumătatea asta, este un Iisus întristat. Este un Iisus pe care noi îl predicăm prea rar. Ne place ca evanghelici să predicăm un Iisus zâmbitor, dar un Iisus întristat. Iisus a plâns, dar a plâns cu ciudă când i-a murit prietenul. A plâns pentru că avea, a avut aceeași tip de mânie pe care o am eu acum și întreabă de ce Anca. A avut același tip de mânie când vezi femeia spulberată pe trecere de pietoni. A avut același tip de mânie când vezi orfanii abandonați. A avut același fel de mânie în momentul când vezi nedreptatea făcută în sala de tribunal. Și nimic nu se mai poate face, verdictul este definitiv. Și cealaltă imagine? Iisus zâmbitor, Observați cum zâmbește în colțul gurii. Este zâmbetul acela blând pe care îl știm, al celui blând. Domnul este trist, Domnul zâmbește, Domnul se bucură, Domnul este întristat de păcatul din noi. Mulțumesc, se poate opri imaginea. Cazul Moise, un alt mânios. Pentru fiecare din noi Dumnezeu are o ambiție specială. Cel mai blând om de pe pământ, am mai spus o altă dată aici, este un criminal cu acte în regulă, Moise. Și Dumnezeu a vrut să-l facă o capodoră. Pe asta a fost ambiția lui Dumnezeu, să ia un criminal, să ia un irascibil, unul care nu se poate stăpâni și să facă din el cel mai blând om de pe pământ. Și-l poartă și-l duce la oi și... Ca să înțeleg fenomenul, am fost și eu la stână. Și am cerut și eu în naivitatea mea, ciobanilor, să Uh, mă lase să văd toate procedeile inclusiv mulți oilor nu vă spun că am scăpat oaia, trebuie să alergăm după ea și să o ținem prin așa că dacă scapă nemul, să poate să întâmple uh, tot felul de probleme cu ea și am prins oaia, am adus-o la loc nu m-am mai, mai lăsat după aceea dar uh, am căutat de unde vine laptele când mulci vaca este oarecum uh, instructabil procesul deci găsești ce trebuie să mulgi. La oaie este extrem de dificil. Și ai exercițiul ăsta și faci așa câteva zeci de zile pe an, cât dau oile așa și -ai, nu poți, deci Moise nu putea să joace jocuri video în timp ce mulgea oile. Nu putea citi cărți, nu putea să-și cultive uh, preferințele intelectuale, pur și simplu 40 de ani a trebuit să facă același lucru și să stea în vârf de băț și să pască oi. După care Dumnezeul trece prin 40 de ani să pască un popor încăpățânat, îndărătnic și tare la cerbice. Trece primul test din Exod 32, 32, 32 cu 32 și spune, iartele păcatul, dacă nu, atunci șterge-mă din cartea pe care ai scris-o. Și Dumnezeu privește cu admirație la capodopera lui. După care vine testul final. Examenul de diplomă și când Dumnezeu vrea să probeze tot ceea ce a făcut. Capodopera pe care a modelat-o. cu 28. S-a mâniat Moise și în 28 spune, ia tu Iagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău să vorbiți stâncii, acestea în fața lor și ea vă vă da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adă pe adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Până aici totul regulamentar. Moise și Aron a chemat adunarea înaintea stâncii, cum le-a zis Domnul. Moise le-a zis, ascultați și de aici depășește granița. Hubris. Ascultați răzvrătiților. Vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta? Îi ce credeți? noi oare, din momentul acela. Știți cum e asta? Îmi place lucru manual, sunt cu totul nepriceput, dar îmi place. Unul dintre lucrurile pe care îmi place să le fac pentru relaxare este să șlefuiesc obiecte, în special lemn sau metal. Și după ce îi șlefui și după ce l-ai dat la pâslă și strălucește, îl sprijin de ceva, cade și se zgărie. Sau ai terminat un instrument muzical și îl lipește între două instrumente și să tocește. În momentul când se zdrobește o alamă, de exemplu un eufoniu, în momentul când se are o fundătură, aia nu se mai repară niciodată. Așa este Moise în situația asta. Dumnezeu își pune mâinile în cap. Spune Moise, ai ratat. Moise, era așa de frumos. Așa de bine te sclefuisem. Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul și îi strică lui Dumnezeu arhetipul. Stânca a reprezentat pe Hristos, a lovit o singură dată. A lovit de două ori cu tăiagul și a ieșit apă din belșug, așa că a băut adunarea și au băut și vitele. Atunci Domnul i-a zis lui Moise, în versetul 12, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care vă dau. Dar știți ce e frumos totuși? Spuneți-mi și mie, cui a mai făcut slujba de mormântare Dumnezeu însuși? Spuneți-mi și mie, pe muntele schimbării la față, cine a fost? Moise, nu l-a lăsat să intre în țară, dar Dumnezeu a compensat prin cadouri pe care le-a făcut mai degrabă, mai târziu lui Dumnezeu decât mai degrabă. Lui Moise, decât mai degrabă cum ar fi așteptat. Întotdeauna, în cazul omului, Mâninia ascunde o formă de mândrie, la fel ca și Moise. Din cauza mândriei ancestrale care ne bântuie de la Adam încoace, Moise, David, Solomon, Samson, toți au căzut de partea cealaltă a mâniei din cauza nepotrivirilor cu Dumnezeu însuși. Pacea care întrece orice pricepere și bucuria ca roada Duhului. Să ne îmblânzim așadar. Cum? Cum vom intra în îmblânzirea lui Dumnezeu și cum vom renunța la mânie? Ca eu, prin suferință? Este o cântare pe care am auzit-o cântată. Este cântarea fratelui Nicoliță Moldoveanu, și mă tem să-i spun cuvintele. Dar ideea cântării este: spargem, Doamne, voia. Cumplită cântare. Vă mărturisesc că de când am preceput anumite lucruri, la cântarea aceasta atac. Pentru că nu îndrăznesc să cer suferință lui Dumnezeu să mă spargă și să mă cioplească după voia Lui. Cum va veni îmblânzirea? Prin suferință, ca la Iov, ca la Moise, prin frustrarea imensă de a nu intra? în țară, uh, ca la Pavel? Aș vrea să repet o imagine pe care am relatat-o despre Pavel. Pavel este probabil cel de care s-a folosit Dumnezeu cel mai mult în lași de primi planurile în afară de Domnul Isus Hristos. Gândiți-vă câtă parte semnificativă a fost scrisă de către el în Noul Testament. Folosit extraordinar. Și Dumnezeu îl cheamă ca un antrenor și spune, Pavel, vreau să fac din tine atletul care va câștiga Olimpiada. Vreau să fac din tine muzicianul care va câștiga toate concursurile. Și îl iau pe unul ca și cad miel și spune, ești un talent extraordinar, dragul meu, vino, te voi învăța, dar mai înainte trebuie să fac ceva cu tine. Te rog, pune, închide ochii și pune degetele, te rog, pe masă. Și apoi cu un baston îi sfărâm falangele. Și apoi ca antrenor, cu o bâtă de baseball, îi sfărâm genunchii. Ce credeți că gândea apostolul Pavel în momentul când era prins cu picioarele în butuci și era în culmea frustrării că Dumnezeu îl ține prizonier în închisoare când el avea de vestit Evanghelia întregii lumi, când avea de vestit Evanghelia neamurilor și când avea ta misiune de făcut? Știți ce aș fi gândit eu? Aș fi ridicat pumnul în sus la Dumnezeu și spun, ești un antrenor care și-a ratat vocația. Ești un Dumnezeu care nu face ce trebuie cu copiii lui. Eu te-am slujit, te-ai folosit de mine, m-ai dus pe toate coclaurile, sunt plin de cicatrici din cauza ta, m-am și scufundat, fiera să mor, m-au și muscat, mușcat tot felul de urătănii și tu acum mă pedepsești stând aici în pușcărie și mâine poi mine o să-mi taie capul. Ce planuri sunt astea prea înțeleptule Dumnezeu? Știi ce face Pavel? Începe să cânte. Și ne scrie de acolo, din fundul pământului, bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă. Dragii mei, nu reușim să ne îmblânzim. Numai Dumnezeu din afară poate face lucrarea asta. Nu strângeți din dinți și nu strângeți pumnii, spun, sunt calm, sunt calm. Băi, m-au învățat ăștia la psihologie, numără până la 100 nu o să ajute, o să învățați să numărați până la 2000 și tot nu ajunge și trece faza. Nu poți să ții vâltoarea de ape care sparge toate barajele, numai prin ajutorul și transformarea lui Dumnezeu și asta este valabil pentru orice viciu. Haideți să ne uităm puțin la Galaten 5 cu 22 și să ne hrănim sufletele cu aceste cuvinte. Roada Duhului, nu roada omului, Roada Duhului, nu roada voinței. Roada Duhului, nu roada autodisciplinei. Roada Duhului, nu roada psihoterapiei și a masajului psihic. Roada Duhului, nu roada autosugestiei. Din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, îndelungă răbdare, înfrânarea poftelor împotriva acestor lucruri nu este lege. ce de făcut totuși? Trebuie să facem ceva și în dreptul nostru? Trebuie cumva să intrăm și personal în managementul mâniei? Primul lucru, roagă-L pe Dumnezeu să lucrezi în viața ta făcând loc Duhului Sfânt. Dacă nu te-ai întors la Domnul și ești un om mânios și vezi că mânia ți-a devastat familia, ți-a devastat relația cu copiii, ți-a devastat relația cu soția, Singura cale este să-l lași pe Duhul lui Dumnezeu, care are aceste roade, să locuiască în tine și trupul tău să devină templu al Duhului Sfânt. Lasă-l pe Isus Hristos, care spune: Despărțiți de mine nu puteți face nimic, nici măcar managementul mâniei. Despărțiți de Isus sursa de viață. Nu poți primi acea pace care întrece orice pricepere. Vă dau pacea mea, pacea pe care lumea nu poate să o dea. Apostolul Pavel însuși a fost tumultic. Apostolul Pavel însuși a avut ciudă și spune că persecuta bisericile și creștinii. Apostolul Pavel însuși a jubilat în momentul când, când um, Ștefan a fost ucis ca martir și a celebrat acel lucru. Apostolul Pavel însuși a fost îmblânzit de Domnul și spune că -și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos în voi, nădejdea slavei. Acum, ca să nu rămânem fără aplicație, aș vrea să vă spun câte ceva ce fac eu astăzi pentru managementul mâniei. 1. Nu răspund verbal imediat când sunt provocat. Deși am muniția tot timpul pregătită și un prieten englez îmi spune tu ai tot timpul vorbele la tine, se expresie în limba engleză, nu mai răspund verbal imediat. Știu că pot ajunge foarte ușor la ceartă. 2. Amân răspunsul la e -uri. Mai ales la e mail provocatoare, mai ales la e jignitoare. Uneori amând câte o săptămână și la altele nu mai răspund deloc. 3. Mi-am întrerupt comentariile pe blog după cum ați văzut o vreme îndelungată. 4. Mă uit la Noah și mi-amintește tot timpul că pot face aceleași greșeli pe care le-am făcut cu Neria și cu Naum. Și îmi stăruie în minte faptul că printr-o ridicare de ton pot fractura o relație pentru totdeauna. Am grijă nu numai la ton, la decibel, ci la tonalitate. Uneori tonalitatea, inflexiunile vocii, pot comunica mânie, chiar dacă păstrezi tonul foarte jos. 6. Odată pe săptămână sau la două săptămâni merg la, la duhovnic și mă descarc acolo. Am un frate mai în vârstă la care mă duc și îmi spun necazul, păsul și ispitirile, care mă face să fiu tumotic. 7. Îmi pun mai des decât în tinerețe îmi pun mai des la îndoială rațiunea și judecățile proprii asupra situațiilor din viața mea. Știu că nu sunt singur înțelept și că înțelepciunea vine prin mulțimea sfeșnicilor. Și m-am învățat să învăț de la studenți, de la copiii mei, de la cei pe care altădată i-aș fi considerat că sunt cei de la care nu pot învăța și eu trebuie să-i învăț pe ei. Am observat de asemenea că încărcarea de dimineață cu scripturile și dialogul matinal cu Dumnezeu ajută mai mult în dialogurile din timpul zilei cu oamenii. 9. Trag cu diferite arme, cu arcul preferabil. Ieri eram foarte mânios când am aflat ce am aflat, când am fost în orfelinat, când am aflat de moartea Ancăi și m-am dus și am tras cu arcul în pădure. Nu știu ce altfel de metode aveți dumneavoastră. Unii folosesc datul cu capul în perete sau alte lucruri. Sau unii fac mâncare, o mâncare bună. Alții mănâncă, comfort food. Alții fac alte lucruri. Este o modalitate de ieșire, și din când în când, probabil, trebuie să faceți câte o excursie în natură, să vorbiți de unii singuri, să vă spuneți ciuda înaintea lui Dumnezeu, să vă uitați. a, apropo, și bărbații plâng. Bărbaților, dacă vreți să nu vreți să vă vadă familiile, mergeți undeva și plângeți cu hohote până când nu mai sunt izvoare de lacrimi. 10. Nu consider încă că mi-am depășit mâniile și nu voi câștiga acest război până la moarte. De aceea este o luptă zi de zi și că trăiesc într-o alertă continuă să nu-mi dau drumul iarăși la mânie. Știu că pot face exact ca Moise. La sfârșitul vieții să stric totul printr-o singură mânie imprevizibilă. Ies în natură, stau și admir creația lui Dumnezeu și uneori, așa cum v-am spus, mă cert cu Dumnezeu și îmi răspunde cu blândețe. Depun efort fizic, postesc, și în timpul postului îmi dau seama de câte legături sunt prins. Știți de ce îmi dau seama în timpul postului cel mai mult? Nu că mi-e foame, nu că sunt ispitit de mâncare, nu intru în hipoglicemie, cel mai mult îmi dau seama în timpul postului câte conflicte am. Dezleagă lanțurile robiei, deznoadă legăturile răutății. Și al 13 la lucru, am grijă când conduc. Când conduc, mă rog, Doamne, izbăvește-mă de tumos la condus, de mânie la condus. Am încheiat o serie de șapte vicii împerecheate de șapte virtuți. Aș vrea să recitesc un pasaj cu care am început, din Nicolae Steinhardt. Degeaba le-am avea pe toate. Inteligența, cultura, istetimea, supracultura, doctoratele, supradoctoratele, dacă suntem răi, haini, mojiși și vulcari, proști și nerosi. Doi bani nu facem. Se duc pe apa sâmbetei și inteligența și erudiția, și supra-doctoratele și toate congresele internaționale la care luăm parte, și toate bursele pentru studii pe care le câștigăm prin concursuri severe. Nimic nu poate înlocui și suplini nici că bunătate sufletească, nici bunăvoință, toleranță, înțelegere. Bunătatea sufletească nu e o virtute subtilă și rafinată, e un atribut de bază al ființei omenești și, deodată, și, deopotrivă, un atribut al culturii. Dragii mei, Dumnezeul nostru mânios este un Dumnezeu blând. Este un Dumnezeu bun. Domnul Hristos ne spune, este unul singur bun. Și acela este Dumnezeu. Suntem după chipul și asemănarea Lui. Nu uitați acest lucru. Suntem în căutarea bunătății. Toată viața. După cum ați observat, tânjirea aceasta, după a fi virtuos și bun, ne este din grădina Edenului, din raiul inițial, din Geneza, și merge până la raiul scatologic. Am făcut tot felul de liste și acele evoluează de la păcatele grosiere, uciderea, curvia, de la păcatele exterioare, în trup împotriva aproapelui, spre cele sufletești, cele subtile, în spirit, împotriva sinelui. Ultimul, mânia, fiind unul dintre cele mai destructive, după cum am văzut, și cel care ne dovedește mai bine ca oricare altul, că nu există împărțire în păcate mici și păcate mari. Ați considerat că mânia față de curvie este un păcat mic, nu-i așa? Devastator! A stricat destine, a născut crime, i-a schimbat destinul lui Moise, și schimbă în continuare destine. De aceste false împărțiri ne-am ocupat în această serie, observând că fiecare dintre păcatele capitale ascund o întreagă familie, un arbore întreg de păcate în spatele lor. Am încercat o mică patologie sufletească cu o aplicabilitate la secolul nostru și am încercat să urmărim soluțiile. Ce este de făcut? Cum putem scăpa de păcatele mari? Credeți că cu cele mici vom supraviețui mai ușor? Putem gândi un asemenea drum către Dumnezeu, vindecați de lepră, dar plin de microcangrene în fața perfectului Dumnezeu, cel de trei ori sfânt? Putem veni înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, de alea mare am scăpat, cicatricile mari s-au închis, dar să vin cu hainele murdare la nuntă, de, știți, mici pete, Doamne, nu ai putea tu în bunătatea să treci cu vederea, cel care este perfect, cere perfecțiunea. Și perfecțiunea nu poate fi aleasă decât atunci când ne îmbrăcăm în Hristos și viața noastră cu Hristos este ascunsă în Dumnezeu. Dragii mei, soluția este în cele două persoane ale Sfintei Trăimi pe care Dumnezeu ne le-a trimis ca să opereze în noi. Domnul Iisus Hristos, slăvit i fie numele și Duhul Sfânt. Cum putem sta în fața celui care nu poate să vadă niciun fel de rău? Care este lista definitivă cu păcate pe care să le evităm? Cum putem să facem slalom între aceste păcate mari, între viciile majore? Și să ne descurcăm cumva cu păcatele și păcățelele care ne plac. Dragii mei, știu că îmi voi fi împlinit rolul de tată față de fiii mei și față de fiica mea. Când ei vor fi ajuns să-și agațe listele cu păcate, mici și mari, în cuiele din palmele Domnului Isus, sângele lui le va topi, le va dizolva, precum acidul care arde carnea pământească. Iată care este lista completă cu păcate. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brasul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care este într-un pământ uscat. N-a venit și nici strălucire să ne atragă privirile. Disprețuit și părăsit de oameni, om um al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că sunt orice față de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, pentru toate păcatele noastre. Toate durerile noastre. Durerea mea, durerea ta, durerea lui Filip, durerile Ancăi care vor fi fost, toate durerile le-a asupra lui. Dureri pe care le mărturisim și dureri pe care nu le mărturisim. Dureri sufletești și dureri fizice. Toate păcatele le-a luat asupra lui. Și prin rănile lui suntem tămăduiți de orice fel de păcat, inclusiv de mânie. De toate micile noastre păcățele pe care le ținem ascunse pentru rezervă, pentru acele plăceri de a stărui în micile noastre ieșiri tumotice. Noi rădăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Rătăcire, și noi credem că vrem să aranjăm lumea după noi? Ne mâniem că lumea nu este în conformitate cu drumul nostru strâmb? Suntem niște oi pline cu scaieți în rătăcire majoră? Suntem pe coclaur și hălăduim în teritorii interzise și noi vrem să aliniem lumea după căile noastre strâmbe? Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Dragii mei, asta este pocăința. Pocăința de orice viciu, pocăința de orice păcat este să mă întorc spre Dumnezeu și să spun Ție, Doamne, îți încredințez perspectiva. Tu ești singurul care privește corect lumea. Și vreau să îmi arăți cum privești tu lumea prin ochii tăi. Vreau să mă las dres și îndreptat, după dreptatea care este a Fiului Dumnezeu. Singurul drept, singurul corect, singurul conștient de plin de sine. Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos a înviat. Amin. Amin.